Dumnezeiasca lui putere, auzeam mai devreme, citindu-se de aici, din Biblie, ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, pentru ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, ce ideal înalt, de la firea omenească să ajungi părtași firii divine, naturii divine, după ce, evident, am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, continuă apostolul să le scrie fraților, dați-vă și voi toate silințele, focalizați-vă cu alte cuvinte, dați-vă toate silințele, să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia, dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de toți oamenii. În chipul acesta, deci dacă cultivați un astfel de mod de viață, dacă lucrați ca să vă construiți un astfel de caracter, în chipul acesta, numai în chipul acesta adaug eu, vi se va da intrare din belșug în împărăția Domnului nostru și a Hristosului Său. Dar dacă n-are cineva aceste lucruri în el, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit odată, cândva, curățit de vechile lui păcate. Să ne încingem și în seara aceasta copțele minții și să ne aplecăm cu toată atenția și reverența asupra cuvintelor lui Dumnezeu. Biblia asta este o carte inepuizabilă. Dacă aș trăi mai mult decât Metusala, cred că tot n-aș isprăvi să mă bucur de comorile pe care le găsesc în ea. Un om al lui Dumnezeu spunea, mă refer la Psalmul 119, mi se pare cu versetul 24, poruncile tale sau învățăturile tale sunt desfătarea mea. Un cuvânt ieftin. Să spui, microfonul acesta este desfătarea mea și sfătuitorii mei. Adică atunci când un lucru te desfătează, el te și cucerește. Ne desfătează pe noi cuvântul lui Dumnezeu. Poruncile tale, spune el în 47, mi se pare. Poruncile tale sunt desfătarea mea, căci le iubesc. Ceea ce ne iubim nu ne desfătează, ne strânește repulse sau cel mult indiferență. Oare cum stăm în această privință? Este Biblia o carte de ocazie? Sau pentru că iubim pe Dumnezeu care ne-a dat cuvântul Lui, acest cuvânt este pentru noi o desfătare. Să dea Domnul așa să fie. Aș vrea să ne întoarcem la aceste cuvinte spuse de Marele Apostol Petru, scrise, și să vedeți câteva adevăruri extraordinare care ne prind pe toți. Suntem toți aici în fața acestei oglinzi, care este cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie să ne uităm în această oglindă
Și toate petele pe care le vom descoperi să le ștergem. Să nu plecăm din fața ei și să uităm cum a arătat figura noastră. Vedeți? Aici, în versetele 5, 6 și 7, ne este prescris un mod de viață. Mie, în primul rând, care citesc, și vouă, care ascultați. Și apostolul nu la voia întâmplării. Spune că modul acesta de viață se structurează pe trei niveluri. Da, așa este. Dacă mă uit în viața mea și în trăirea mea, ca și creștin, constat că trebuie să fac față celor trei niveluri ale cerinței divine. Primul nivel este relația cu tine însuți. Nu-i simplu. Sunt oameni a căror viață e o furtună. Au ajuns la 30 de ani, la 40 de ani, la 50 de ani și încă n-au ajuns să se accepte pe ei înșiși. Adică în viața lor există un dezbin. Și ăsta e cel mai periculos. Ăștia ajung și la psihiatru. Este un dualism feroce în viața lor. Și apostolul zice, pentru că Dumnezeu a făcut ce a făcut. Și vom vedea noi ce a făcut Dumnezeu. Dumnezeiasca lui putere, ce a făcut? Tu trebuie să rezolvi dezbinul din viața ta. Pentru că s-ar putea la unii dintre noi, între credința pe care o afișăm, într-o mărturisire, rostind credeul, alții în apa botezului, alții ocazional în alte împrejurări, între credința noastră afișată, mărturisită și faptă, s-ar putea să existe o prăpastie adâncă. Și apostolul zice, dă-ți toată silința să scurtezi distanța dintre ceea ce spui cu gura și ceea ce ți este trăirea. N-aveți probleme în privința aceasta, eu am. Adică faceți în așa fel încât cele două să fie unite. Să nu existe niciun spațiu liber între credința afirmată și fapta care trebuie să exprime credința. Cum stăm în această privință? Eu nu sunt mulțumit cu mine însumi. Și apoi cu credința să uniți cunoștința. Și apoi cu cunoștința să uniți înfrânarea. Și apoi cu înfrânarea să uniți răbdarea. Și apoi cu răbdarea să uniți evlavia. Să nu fie o prăpastie între credință și toate aceste virtuți. Dați-vă toată silința ca această stare de dezbinare să dispară și să fie o unire în ființa voastră și în trăirea voastră. N-aveți probleme aici? Eu am. Și mă rog lui Dumnezeu și cer și să ne rugăm lui Dumnezeu și să-i cerem să ne deie Duhul Sfânt. Iar în ce ne privește pe noi să strângem cuvântul în inima noastră? În ce ne privește pe noi să iubim părtășia frățească, acel ambient în care suntem încurajați să mișorăm tot mai mult și suntem stimulați să mișorăm tot mai mult distanța dintre actul trăit și credința afirmată sau credința inimii.
este unul dintre etaje. Și aici avem de luptat până în ultima zi a vieții noastre. Mai este un etaj, un nivel. Îl zice așa. Cu toate acestea, să uniți iubirea de frați. Nu e ușor. Unul are școală, altul nu are școală, unul e manierat, altul e lipsit de bun simț, unul e sfânt de te deranjează, altul e păcătos de nu poți să stai lângă el. Dar sunt în șantierul lui Dumnezeu toți și în atelierul lui Dumnezeu toți. Biserica este un șantier, noi am vrea să fie o clădire mobilată la cheie și în care intri odată să-ți convină de tot ce vezi, de la întreg până la detaliu. Care ați vrea să locuiți într-un șantier? Eu n-aș vrea. Am fost deranjat când în cartierul în care am apartamentul, până când s-au terminat blocurile, am fost deranjat. Când s-au terminat, am slăvit pe Dumnezeu că s-a făcut liniște. Șantierul s-a dus. Dar în biserică nu-i liniște de 20 de veacuri, e tot șantier, șantier, șantier. Până vine Mântuitorul Hristos să încheie acest șantier și să predea Tatălui la cheie ceea ce numim biserică, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. De aceea nu e ușor în acest șantier duhovnicesc să te relaționezi cu celălalt, cu fratele tău. Câte tensiuni există, câte neînțelegeri, câte suspiciuni, câte bârfe, câte clevete, câte răutăți. Asta este realitatea. Dar apostolul zice, trebuie să rezolvi și această problemă la nivelul acesta. Să iubești pe frați. Doamne ajută! Cu de la noi putere nu putem să facem nimic mare lucru. Cel puțin am putea voi. Dar dacă Dumnezeu nu ne dă înzestrarea necesară, nu putem. De ce s-au tot fragmentat bisericile în 20 de veacuri? Nimeni nu știe astăzi la cât se ridică numărul, puzderea de biserici și bisericuțe. Și asta pentru că oamenii n-au încercat să rezolve problema aceasta. Să unească cu modul lor de viață, să unească iubirea, să-i unească pe frați, să-și aducă aproape. Eu am multe furte cu mine în această privință. Ba nu-mi place de unul, ba nu-mi place de altul, ba îl critic pe unul, ba îl critic pe celălalt, numai pe mine nu mă critic. Așa că, din punctul acesta de vedere, apostolul ne sfătuiește iarăși, dă-ți toate silințe. Mai este încă un nivel, de asta că mi se pare că iarăși e cel mai greu. Iubește-i și pe ceilalți, pe toți oamenii. Doamne, dacă acolo sunt prigonitorii mei, și ei trebuie iubiți. Dacă acolo sunt dușmanii mei, și ei trebuie binecuvântați. Dacă acolo sunt cei ce mă vorbesc de rău, și pentru ei trebuie să te rogi. Și să o faci cu toată inima, în iubire. Ne și speriem. Când auzim pe ce înălțim, ne cere Dumnezeu să ne suim. Dar Dumnezeu când ne cere asta, nu contează pe ce putem face noi, ci pe ceea ce poate face El în noi. Trei niveluri. Relația cu tine. Redu distanța între ceea ce afirmi și ceea ce ești, între ceea ce spui că crezi și ceea ce se pretinde să fii. Redu cât poți de mult, dă silința. Ia cu un ideal pentru noi. Dă silința să iubești pe frați. Dacă toți sunt penticostali, iubesc.
Da, dacă sunt adventiști de ziua șaptea. Ăștia-s lepădați. Da, martorea lui Jehova. Nici să n-auzim. Ăștia-s anticristul. Da, frații baptiști. Treacă, meargă. Da. Nici. Asta nu-i iubire de frați. Nu-i iubire de frați. Dumnezeu iubește pe toți. Îi învață pe toți. E binevoitor cu toți. Să încercăm să avem și noi inima lui Dumnezeu. Dacă e bun cu dușmanii lui și cu vrăjmașii lui, cum n-a fi bun cu cei care îi se roagă, care deschid Biblia, care postesc, care se luptă să-L asculte, în lumina cât au înțeles, cât li s-a descoperit, cât au învățat. Dragii mei frați, asta este una din marile probleme. Și aici trebuie să ne cercetăm inima în seara aceasta. Dacă iubesc numai pe frații din biserica mea, e o iubire confesională, așa ceva nu este. Dacă îmbrățișați numai pe cei ce vă iubesc, ce lucru neobișnuit faceți? Dumnezeu ne cheamă la lucruri neobișnuite. Spune cineva, dar îmi spune așa cu țâfnă, ca și cum ar fi obținut o mare victorie, zice, frate, păi mi-au bătut doi la ușă, frate, i-am scos afară. Rău ai făcut, trebuia să-i poftești înăuntru, să-i servești cu o cafea, să stai cu mințel și să-i asculți ce vor să-ți spun. Nu, nici vorbă, frate, așa ceva, nu primim în casă. Dragii mei, am înțeles în seara aceasta cam unde trebuie să se focalizeze energiile noastre și asta până la sfârșit. Dacă nu ne vom da toată silința să reducem distanța existentă între noi și noi, între noi și frați, între noi și oamenii lumii acesteia, dacă nu ne vom da aceste silințe, Biblia spune clar. Nu îi se va da intrare din belșug în împărăția Domnului nostru și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Avem la ce ne gândi. Sigur că înălțimile acestea, așa cum am spus, ne umplu de un soi de spaimă. Dar important este să ne angajăm în această muncă sfântă. Biserica de multe ori este chemată la rugăciune. La rugăciune în public, la rugăciune în particular. Și mulți dintre noi terminăm rugăciunea foarte repede. Așa ne încearcă un soi de conștiință, lipsei de motive. În două minute am terminat rugăciunea. Dar când te gândești la ce ești chemat, când te gândești ce resurse ai, când te gândești ce resurse are Dumnezeu, rugăciunea se lungește, cererile vin una după alta, pentru că suntem conștienți de uriașele responsabilități pe care și la care ne cheamă Dumnezeu. Și atunci, viața noastră este și o viață de rugăciune. Dar dacă avem o viață duhovnicească extrem de simplificată, bună seara, Doamne, bună dimineața, Doamne, bună ziua, Doamne! Cam așa ne este în rugăciune, un soi de binețe ieftine cu Dumnezeu. Dar când viața noastră este mai complicată, așa cum ne spune Petru, atunci 20 de minute, 30 de minute, o oră și ceva, rugăciune cu ușa trasă după tine, așa cum spune Mântuitorul nostru drag, Iisus Hristos. Trage ușa după tine și roagă-te tatălui tău în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Am citit textul ăsta cu multă atenție astăzi după masă. Și am zis în sinea mea, dacă tu, Dumnezeule, mă chemi prin pana apostolului la acest frumos ideal, ce resurse-mi oferi? Că
Eu prin mine însumi, vorba apostolului Pavel, noi prin noi înșine nu suntem în stare să facem ceva sau să gândim ceva. Dimpotrivă, destoinicia noastră vine de la Dumnezeu. El este acela, scrie apostolul Pavel, care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Dar punem noi voința aceasta în lucrare ca să devină și înfăptuire? Sau ne culcăm așa pe ureche și o să dea Dumnezeu și voința și înfăptuirea? Dar nu suntem roboți nici păpuși. El colaborează cu noi, noi suntem lucrători împreună cu El. El ne dă voința, dar noi trebuie să punem voința în lucrare. Vreau, Doamne! Dacă vrei, acționează. M-am întrebat, deci, care îmi sunt resursele ca să pot să mă concentrez până la sfârșitul vieții mele pe acest triplu ideal? Ce frumoasă e Biblia! Și zice apostolul Petru aici așa, versetul 9, uitați-vă numai acolo, în Biblie, cei ce n-aveți ascultați. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Subliniem, a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Adică, cu alte cuvinte, eu ca și credincios, urmaș al lui Iisus, și aici se naște o problemă destul de gravă, pentru generația tânără, care din brațele părinților intră în botezul în apă și devin membri cu drepturi depline în biserică. Este ceva, o experiență, spune apostolul, pe care voi ați avut-o într-un moment al vieții voastre. Moment în care v-ați întâlnit cu Hristos Salvatorul, Fiul lui Dumnezeu. El v-a arătat toată patima sa și tot sacrificiul său. Și El singurul s-a plecat spre tine și te-a ridicat. Cum spune o cântare, tu m-ai cules din pulbere cu harul. Adu-ți aminte cine ai fost. Gândește-te la cine este Salvatorul tău. Gândește-te la ce a făcut El cu tine. Apostolul Pavel scria, El ne-a smuls de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Adu-ți aminte de momentul acela de răscruce din viața ta. Și dacă îți aduci aminte de actul de generozitate a lui Dumnezeu față de tine, de acolo, din actul acela al iertării și al primirii, acolo vei găsi energiile suficiente pentru tine ca să dezvolți un astfel de caracter. O domnișoară care a crescut frumos, un tânăr care a fost grijit de părinți ca un bebelaș până la 18 ani, 19 ani, apoi s-a botezat, apoi a ocupat locul în cor, apoi s-a căsătorit și el. Poate să-și amintească de un moment în care Hristos a dispus de viața lui definitiv? Trec pe stradă cu cineva și acel cineva la un moment dat tresare și zice, îl vezi? Îl văd. Cine? Zice, e profesorul cu tare.
Să știi că viața mea într-o zi a fost în mâna lui. Și omul acesta, datorită priceperii și profesionalismului lui, mi-a salvat viața. Dacă el nu era, nici eu nu eram. Eu mă uit la domnul profesor cum calcă, ce palton are pe el, dacă e cocoșat sau e drept, și spun, da, interesant. Și mergem mai departe. E o diferență între noi doi vis-a-vis de cel ce a trecut pe lângă noi? Mare. Unul tresare și cade pe gânduri. Viața mea a fost într-o zi în mâinile acestui om și datorită lui o am. Iar celălalt zice, da, excelent, magna cum laude. Și trece mai departe. Cam așa este în adunare. Sunt oameni care au auzit despre Hristos Salvatorul, dar niciodată n-au gustat salvarea Lui. N-au gustat pe pielea lor, în viața lor, intervenția Fiului Lui Dumnezeu, așa încât să-L glorifice și să-L laude din toată inima. Dar sunt oameni care au venit din lume, mâncați, roși, măcinați, de patimi, de păcate, de fără de legi, și asupra cărora Hristos s-a aplecat, i-a ridicat, i-a înnoit, i-a schimbat, le-a dat viață. Oamenii aceștia se cutremură în fața Fiului Lui Dumnezeu. Actul iertării pentru ei este o fântână adâncă din care scot capacități nebănuite de a uni cu fapta, cu credința fapta, de a iubi pe frați și de a iubi pe toți oamenii. Ce forțe, ce conștiință puternică îți dă actul iertării. În casa lui Simon Leprosul citim noi în Luca la capitolul 7, foarte interesant. Foarte interesant. E că într-un cadru public, Mântuitorul și ucenicii erau acolo, se pregăteau servitoarele, umblau să robi, umblau să pună masa. Și o femeie păcătoasă din cetate, o femeie a venit acolo, a intrat, ușor nepoliticoasă, neinvitată, și s-a așezat cu discreție la picioarele Domnului Hristos. Și a început să plângă. În fața lui Iisus, nu poți decât să plângi. Pentru că El este darul lui Dumnezeu pentru salvarea și mântuirea mea. Și discretă, când alții sporovăiau, ea plângea în tăcere. Avem astfel de suflete prețioase în adunări și slăvim pe Dumnezeu pentru ele. Și își lua părul din cap și ștergea picioare și nu-i săruta nici măcar mâna, dar îi săruta picioarele. Și gazda casei, Simon, când a văzut-o și a zis în sinea lui, dacă Iisus ăsta, musafirul meu, ar fi proroc acum, cum pretinde și cum se zvonește, el ar ști că femeia asta este o păcătoasă. Domnul Hristos a înțeles ce raționamente se învârt în mintea lui și a spus, Simone, ce tandru este Mântuitorul. Simone, vreau să spun ceva, așa ca între doi dascări, unul mai în vârstă, unul mai tânăr. Zice, un cămătar avea doi datornici. Unui datora 500 de lei și altui datora 50 de lei. Dar într-un moment de bunăvoință, cămătarul i-a iertat pe amândoi. Și pe cel cu 500 și pe cel cu 50. Te rog să-mi spui, care din cei doi iertați îl va iubi mai mult pe cămătar? Păi zice, socotesc că cel căruia i s-a iertat mai mult, drept ai judecat. Iată că ne putem păstra judecată dreaptă chiar dacă avem opinii nebiblice despre Iisus.
Dar asta sporește vinovăția noastră și condamnarea înaintea lui Dumnezeu. Ei, hai să traducem, zice Mântuitorul, ceea ce ți-am spus. O vezi tu pe femeia asta? O văd. Eu am intrat la tine în casă și tu nu mi-ai dat apă, așa cum faci tu la musafir, să-mi spăl picioarele. Dar ea mi le spală cu lacrimi. Tu nu mi-ai dat un ștergar cu care să mă șterg, de a șterge cu părul capului ei podoba cea mai de preț a femeii. Tu nu m-ai sărutat pe obraz, în semn de politețe, dar i-am sărută tălpile. De aceea păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate. Și din actul iertării ei s-a iertat 500. Și din actul acesta al iertării, de care este conștientă, face ceva spre scandalul publicului. Dar ție ți s-au iertat 50, de aceea n-ai făcut nimic. Sau ai făcut puțin. M-ai introdus în casă pur și simplu, ca pe un musafir de ocazie. Două moduri de a acționa care își găsesc energiile sau nu și le găsesc în actul iertării. Dacă nu are cineva aceste lucruri în el, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Frați și surori, suntem chemați să ne întoarcem mereu înapoi și binecuvântăm pe Dumnezeu, care ne-a iertat trecutul, dar ne cere să nu uităm iertarea trecutului nostru, care ne-a iertat păcatele, dar ne cere să ne aducem aminte cine a fost acela prin care păcatele noastre au fost iertate. Adică Fiul Său, unicul Său Fiu. Dar dacă ne întoarcem înapoi, unii dintre noi, nu găsim lucruri care să fie marcat prin intervenția Mântuitorului iertătoare, binevoitoare viața noastră. Unii dintre noi suntem un fel de farisei. Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți oameni. Eu dau zeciuială, eu postesc, eu fac asta și asta și asta. Și el nu găsește în viața lui niciun moment în care s-a întâlnit cu oceanul îndurării lui Dumnezeu, prin care îndurare a fost salvat. Binecuvintează suflete pe Domnul, se citea dimineață. Și tot ce este în mine să binecuvinteze numele lui cel sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile lui. Îi sfătuiesc pe tine să înveți psalmul ăsta pe din afară. Și eu l-am învățat. Și pe autobuz până la servici îl tot zic. Și mă gândesc, mă opresc așa la câte un verset și zăbovesc cu el. Pe scopor nebănuit. Și apoi urmează 5 binecuvântări personale. Știți care este prima? El îți iartă toate fără de legile tale. Cu asta se deschide palatul lui Dumnezeu. Asta este ușa. Dumnezeu când poftește pe cineva în bunăvoința lui și în împărăția lui și în poporul lui, ușa pe care o deschide este ușa iertării de păcate. Toate celelalte 4 care vin sunt o consecință a primeia. Pomeneam dimineață de fiul risipitor, vă aduceți aminte. Jegos, murdar, neîncrezător în bunăvoința tatălui, cu socotelile făcute după mintea lui, că să-l facă argat, să poată plăti, să-l verifice taică și dacă merită sau nu merită, în sfârșit. Dar el trebuia să intre pe o ușă în casa, în averea și în bunăvoința familiei pe care a părăsit-o.
Și ușa aceasta era iertarea. Și primul gest pe care l-a făcut tata, l-a luat în brațe și l-a sărutat, semnul bunăvoinței și a iertării. Acum poți să intri în casă, să cânți, să plângi, să săruți pe vecini pe care nu ai văzut, să dai mâna cu prietenii și să mănânci din vițelul preparat special cu ocazia întoarcerii tale. Dar întâi, lasă-mă să te sărut și să te iau în brațe. Lasă-mă să te sărut, zice Dumnezeu. Lasă-mă să te iau în brațe, zice Dumnezeu. La Dumnezeu nu se ajunge decât trecând prin brațele Lui. La Dumnezeu nu se ajunge decât dacă întâi mă spupă, mă sărută. Și asta sunt semne ale iertării. Când strângi pe cineva în brațe, îi spui că l-ai aproape de inima ta. Nu faci așa, ci faci așa. Și atunci când Dumnezeu iartă, nu face altceva decât ne aduce aproape de inima Lui bună și iubitoare. Așa a intrat în grațiile Tatălui, așa a intrat în casa Tatălui fiul risipitor, prin actul iertării. Iar iertarea aceasta, cum a spus, se dă prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a spus: nimeni nu vine la Tatăl decât prin... Ce înseamnă asta concret? Doar o să trecem prin Iisus cumva. Adică El a depus prețul de răscumpărare prin moartea sa pentru noi, sângele iertării, așa încât pe baza acelui preț plătit de El, ne ducem la Tatăl liniștiți. Tatăl nu spune: auzi, 100 de lumânări s-a prins în postul Crăciunului, iertați-mă, astea-s prostii. Să bați metanii, să faci un pelerinaj la mănăstire, să te supui la nevoințe și la posturi, dacă vrei ca Dumnezeu să zâmbească și să te sărute. Biblia nu spune așa. Biblia spune: vino. Cineva a plătit prețul. Și acesta este Fiul lui Dumnezeu. Îndrăznește pe baza sângelui vărsat de El și a Golgotei. Și Dumnezeu te primește. Zice Apostolul Petru aici în epistola lui, în 1 capitolul 2, versetul 24, zicea: El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn. Și ale mele, și ale tale, și ale noastre. Pentru ca noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru neprihănire. Adică, cu alte cuvinte, gândindu-ne la ce a făcut El pentru noi, Fiul lui Dumnezeu, să găsim resursele necesare acolo, în actul iertării, dacă nu uităm. Doamne, multe ne umblă nouă prin cap. 24 de ore, sau în cursul unei săptămâni, sau unei luni, sau într-o viață. Dar cu toate acestea, nu trebuie să uităm momentul iertării. Am avut parte de El? Sau este doar o teorie frumoasă care se învață la catecheză și noi știm să răspundem frumos și completăm o hârtie și obținem un certificat de că ne-am botezat? Aici este problema cea mai gravă pentru generația tânără. Nu știu cum să iese din ea. Mă întreb. Dar îi văd înflăcărați, plini de duh, plângând și dăruiți lui Dumnezeu pe cei a căror salvator de drept și de fapt a fost Iisus, care i-a smuls din păcat și fără de lege. Ei trăiesc cu freamă momentul întâlnirii cu Iisus și aducerea aminte actului iertării. Aduceți-vă aminte de cel din Matei capitolul 18. Ești dator cu 10.000 de talanți, a spus împăratul, sunt dator. Și a căzut cu fața la pământ și a spus împăratului: știi ce? Mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Adică să mai tragem puțin de timp, poate se întâmplă o minune, moare împăratul, arde arhiva și se va șterge datoria. Când nu putem face ceva, tragem de timp, scăpăm cumva.
Dar zice că s-a aruncat cu fața la pământ și împăratul lui, citim în Matei capitolul 18, împăratul lui i s-a făcut milă și a iertat toată datoria. Să-ți trimită banca acasă o hârtie și să spună gata, s-a dat o grațiere și nu mai trebuie să plătești cele 200 de mii de euro. Gata, s-a șters! Poți să uiți așa ceva? Nu. Dar așa ceva nu se face în lumea finanțelor. Așa ceva se face numai în lumea lui Dumnezeu. Numai El are generozitatea asta să șteargă, să uite, să ierte. Pentru că asculți rugăciunile, să spunem salm, de aceea toți oamenii vor veni la tine, toți datornicii vor veni la tine să ceară iertare, clemență. Și El o dă tuturor. Pentru că lui Dumnezeu, se spune în Mica la capitolul 7, îi place, știi ce îi place la Dumnezeu? Unora ne place o cafea, altor o mâncare bună, avem noi plăcerile noastre. Lui Dumnezeu îi place îndurarea. Lui Dumnezeu îi place îndurarea. Dar cel iertat de 10.000 de talanți a ieșit de la împărat și a întâlnit pe un frate al lui. Așa cum v-am întâlnit voi, eu pe voi și voi pe mine. Mi-amintesc că ești dator. Așa este. 100 de lei, da? Bine, țin minte. Da, 100 de lei. Te rog să plătești acum. Dar na, mai îngăduiește. Nu! Acum! Și a început să strângă de gât. Robii stăpânului au văzut, s-au dus la împărat și au părât. Știi ce a făcut? Ți-l ierta. Ce? L-a luat pe fratele, l-a strâns de gât și l-a aruncat în pușcărie. Până va plăti tot. Da, chemați-l înapoi. Și se spune acolo în versetul 33, dacă nu greșesc, în Matei 18, oare nu se cuvenea să ai milă de fratele tău cum am avut eu milă de tine? Adică n-ai găsit tu în îndurarea mea pe care eu ți-am dat-o iertându-te rezerva suficientă de îndurare pentru a trata pe fratele tău? Ce ai făcut cu îndurarea mea? De ce n-ai pus-o în lucrare? Ce ai făcut cu iertarea mea? De ce n-ai pus-o în lucrare? Ce ai făcut cu bunătatea mea? De ce n-ai pus-o în lucrare? Am uitat. Și noi uităm. Nu-l iert sărmanii de noi. Dar dacă am stat bine să ne gândim, de cât ne-a iertat Dumnezeu pe noi? Și apostolul Pavel scria în Efeseni, mi se pare, finalul capitolului 4 și începutul capitolului 5. Iertați-vă unii pe alții! Dar nu pot. Ba poți! După cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Ia-ți rezervele de acolo, din actul iertării. Păi dacă n-am fost iertat decât de 50 de lei, n-am de unde să scot rezerva. Dar dacă am fost iertat de 500 de lei, iert fără probleme. Că mi-aduc aminte cine am fost eu, cât am greșit eu. Și zice Solomon, zice, n-asculta nici tu toate vorbele rele care se spun despre tine, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Pentru că știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Știe inima noastră? Asta e că nu știm. Adesea uităm și dacă aflu că cine m-a bărfit sar în sus și mă simt șifonat și caricaturizat și lezat. Dar dacă m-aș opri să mă gândesc de câte ori am sfârtecat și eu cu foarfeca limbii mele reputația celuilalt sau a celeilalte, îl iert, că nu el mai vinovat decât mine. Dar cum Dumnezeu m-a iertat pe mine, îl iert și eu pe el. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Iată, frații mei dragi, surori, un prim izvor
al forței, al energiei, al puterii pentru a ne da toate silințele să trăim o viață frumoasă. Aici trebuie să ne cercetăm. În al doilea rând, asta ține de trecut. Și Pavel ne îndeamnă mereu, aduceți-vă aminte, de exemplu, în Efeseni, că odinioară erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde, fără Dumnezeu în lume. Dar acum în Hristos Iisus, voi care erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Aduceți-vă aminte de asta! Și trebuie să ne aducem aminte de asta. Și când ne aducem aminte de asta, avem cuvinte de mulțumire. Și când ne aducem aminte de asta, avem cântări pe buze. Și când ne aducem aminte de asta, avem lacrimi în ochi. Și avem senin în ochi. Și bunăvoință față de ceilalți. Și energie suficientă să unesc cu credința mea fapta în semn de recunoștință pentru multa bunăvoință a celui care m-a smuls de sub puterea întuneric sau din acest veac rău și m-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, slăvit să fie veac și binecuvântat numele Lui. Mă întorc în trecut și îmi iau de acolo forțele necesare. Actul iertării este dumnezeiasca lui putere. Credeți că iertarea asta este așa ceva juridic? Ne învață teologia. Cuvântul Evangheliei ni se spune că înseamnă veste bună. Dar e prea ieftin. Adică spun o veste bună și aia e Evanghelie. Știți ce am citit? Un lucru interesant. Am citit că toate decretele care le dau împărații romani, în textele în limba greacă, decrete, cu privire la diferite felii, în domeniul social sau în societatea imperială de atunci. Ele în textele grecești erau traduse cuvântul Evangelion. Dar ce înseamnă asta? Înseamnă că împăratul nu spune așa o veste bună dacă vrei să asculți. Împăratul poruncește și aplică. Face ca vestea bună să devină realitate. Decretul. Și mi-am adus aminte de Romanul cu 16. Că Evanghelia lui Dumnezeu ce este? Puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricui care crede. Întâi a iudeului și apoi a grecului. Așa că iertarea de păcate este investiția de puterea lui Dumnezeu în viața cuiva. Asta e Biblia. Asta este adevărul. Așa că trebuie mereu să ne întoarcem înapoi și să ne luăm rezervele de putere, de energie, de acțiune, de voință, de acolo din actul iertării în care s-a manifestat dumnezeiasca lui putere. Dar omul, și mai ales creștinul, și creștinul special, se mișcă între două puncte de referință sau între două repere. El se mișcă între trecut, unde are momentul întâlnirii cu Dumnezeu și actul iertării, și între viitor care încă n-a poposit în prezentul lui. Și apostolul spune atât de frumos prin care el, Dumnezeu, ne-a dat prin Iisus promisiunile lui nespus de mari și scumpe. Adică ne-a dat perspectivă. Și ce avem noi în perspectiva asta? Bătrânețe, boală, mormânt, uitare, astea suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Pentru că ne trăim de două ori condiția mizerabilă. În primul rând că ne-o trăim și în al doilea rând pentru că știm că ne-o trăim. Pe când dobitoacele, necuvântătoarele nu sunt așa. Dar Dumnezeu a făcut ceva extraordinar. A populat perspectiva asta, orizontul acesta, cu promisiunile Lui. Au vreo echivalență în lumea noastră, în termenii limbii pe care o vorbim, aceste promisiuni, când ne gândim la valoarea lor? Nu. Nespus de mari și de scumpe.
Este ni le-a dat nouă Dumnezeu. Noi suntem beneficiarii promisiunilor Lui. Adică, cu alte cuvinte, viitorul nostru este asigurat. Eu știu gândurile care le-am cu privire la voi, zice Domnul Ieremia 29. Gânduri de pace și nu de nenorocire. Ca să vă dau un viitor și o nădejde. Nu putem trăi frumos și nu ne putem construi viața arătată și caracterul. Dacă pe canalul speranței nu vine din viitor la noi putere. Un om care și-a pierdut speranța e un om care moare. Dar când speranța noastră se ancorează în promisiunile lui Dumnezeu, viața noastră dobândește vitalitate. Știm ce ne așteaptă. Vom sfârși frumos. Vine împărăția lui Dumnezeu, pentru că împărăția aceasta lui Dumnezeu este locul în care toate promisiunile se vor împlini. Și ăsta este orizontul la care ne cheamă Domnul Hristos. De 90 de ori, în cele patru evanghelii, Mântuitorul spune cu gura lui sintagma împărăția lui Dumnezeu sau împărăția celor. A fost centru propovăduirii lui Iisus. Mesajul central al lui Iisus a fost împărăția lui Dumnezeu. Fără acest orizont suntem condamnați. De aceea Duhul Sfânt ne cheamă să schimbăm perspectiva în seara aceasta. Și dacă avem o perspectivă sumbră cu privire la viața noastră, să lăsăm pe Iisus să ne-o schimbe și să ne dea perspectiva făgăduințelor Lui. Pentru că făgăduințele Lui sunt izvor de energie și de putere. Întreb un coleg de servici, ce faci? Plec în Australia. Păi, trebuie să-ți vinzi mașina, trebuie să-ți vinzi casa, trebuie să scoți copiii de la școală, trebuie să le faci analizele medicale la toți, avea o mulțime de copii. Ai atâta de lucru și nu te știu așa mare administrator. Da, dar am primit de la legația Australiei permisiunea că putem pleca cu drepturi depline. Am această promisiune aici. Într-o clipă s-a descoperit un erou, un uriaș. Nu i s-a părut nimic obositor, nimic greu, nimic imposibil. S-a descurcat de minune. Nevastă mea a făcut toate certificatele. Unde a fost eroul ăsta până în clipa aceea? A fost undeva, dar n-a avut promisiunea care să-l transforme în erou. Dar când Dumnezeu ne dă promisiunile Lui nespus de mari și scumpe, nici nu știți de ce suntem în stare când este vorba să trăim frumos dacă noi credem acele promisiuni. Cine nu crede asta zâmbește când citește în Epistola către Evrei, capitolul 10, zice, ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, adică vin preceptorii și îți iau casa și îți iau bunurile și iau mașina și te scoate în stradă. Dar de ce faceți asta? Pentru că sunteți creștini sau pocăiți. Și ce ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună și care dăinuiește. M-aș putea eu bucura să văd că mă scoate așa în stradă, să mă bucur, Doamne, dacă ei îmi iau casa asta de aici, am una la Tine. Dacă îmi iau bunurile de aici, am toate bogățiile eterne la Tine și să nu fiu supărat și să fiu vesel. Aș părea un nebun, dar Dumnezeu are nevoie de nebuni. Că nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii. Când nu credem promisiunile lui Dumnezeu, ne încurcăm în ce privește tipul acesta de viață de aici. Ce răbdare, ce evlavie, ce iubire de oameni, ce iubire de frați. Numai nu merge. De ce? Pentru că nu suntem legați de împărăția care vine. Aduceți-vă aminte de robul din Evanghelie, Matei 24, pe care stăpânul a pus acolo administrator. Și citim acolo aproximativ așa. Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. Dacă începe să bată pe tovarășii lui de slujbă, să mănânce și să bee cu bețivii, stăpânul lui va veni în ceasul în care el nici nu se așteaptă și îl va tăia în două.
Dar cum se strică omul acesta așa? S-a ajuns să bați pe frați. La propriu. La figurat, dacă vreți. Să te dedai la mânca și a bea cu bețivii. De unde vine asta? Păi stăpânul nu mai vine. Cântam noi o cântare când eram copii. Ne-au învățat părinții. La miezul nopții va veni Iisus cu pas domorul. Și vai de cel ce-l va găsi dormind cu suflet gol. Era de la oastea Domnului cântarea asta frumoasă. Ce mai vine Iisus? O mai vine. Vine împărăția lui Dumnezeu. Da. Și apostolul zice așa despre unii oameni care răspund cum am răspuns eu. Înainte de toate, în 2 Petru 3, să știți că în zile din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocori, care vor trăi după poftele lor. Dom'le, dar de unde le vine aplicarea asta spre derapaj spiritual și desfrânare? De unde le vine? Ascultați. Ei vor zice și vor zice, unde-i făgăduința venirii lui, căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau la începutul zidirii. Aha, deci am înțeles de ce-i macină aceste pofte pe oamenii ăștia și trăiesc ca niște bajocoritori și măsura vieții lor e măsura în care își satisfac pornirile rele. Pentru că zic, ce Dumnezeu, ce împărăție? Ce vine? N-a zis Iisus că nu va trece neamul acesta. Mulți de aici, din cei care trăiesc aici cu mine, nu vor muri până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Un teolog german, Albert Schweitzer, a scris o carte despre dezamăgirea lui Iisus. Și el spunea că Iisus le-a făcut ucenicilor niște promisiuni. Și n-au avut loc, nu s-au împlinit. Împărăția n-a venit, Iisus n-a venit. Și ucenicii au fost dezamăgiți. Dar asta este o prostie. Domnul Hristos n-a amăgit pe nimeni. El care a spus, eu sunt adevărul. Și El va veni. El se va întoarce. Și va aduce odată cu El împărăția Tatălui Său. Și în împărăția aceea, frați și surori, toate promisiunile lui Dumnezeu se vor împlini. Acum, dacă noi credem în aceste promisiuni și dacă zilnic ne uităm în testamentul acesta semnat de Dumnezeu cu sângele lui Hristos pentru mine, zilnic mă uit să văd ce promisiune am pentru astăzi, dar pentru mâine, mă hrănesc cu făgăduințele Lui, atunci mi-e mai ușor să unesc cu credința mea fapta. Mi-e mai ușor să îi iubesc pe frați. Mi-e mult, mult mai ușor să iubesc pe toți oamenii. Pentru că, pe de-o parte, mi-aduc aminte de ce am fost și ce a făcut El din mine. Și pe de altă parte, mi-aduc aminte ce sunt și ce vrea El să facă cu mine prin promisiunile Lui. Și conștiința acestor intenții divine și acestor realități mă fac bun. O, Doamne, ce frumos! Să ne ajute Dumnezeu pe toți, să ne aruncăm privirile mereu în trecutul nostru, unde El a intervenit salvator, să ne aruncăm privirile în viitorul nostru, unde El se arată salvator. Și din trecutul nostru și din viitorul nostru, un trecut oferit de Dumnezeu și un viitor oferit de același Dumnezeu, să ne tragem sevele necesare pentru ca să putem să unim cu credința fapta în plan personal, să putem să ne iubim unii pe alții și să putem să iubim pe toți oamenii. Dar Dumnezeu nu ne-a lăsat numai cu atâta. El ne-a dat și Duhului cel Sfânt ca să ne ajute. El ne-a dat și un model absolut care a înfruntat veacurile și nimeni nu l-a putut răsturna de pe socru. Și acesta este Mântuitorul cu viața Lui. Învățați de la mine, căci eu sunt plin și smerit cu inima. Recapitulez pe scurt și ne vom ruga lui Dumnezeu. Viața noastră, așa cum ne vrea Dumnezeu,
trebuie să fie în ordine la cele trei nivele. Eu cu mine însumi. Eu cu frații mei. Eu cu cei din lume. Aici trebuie să se concentreze toate energiile mele. Și Dumnezeu, ca să mă mobilizeze și să mă motiveze ca ființă rațională ce sunt, mi-a dat dumnezeiasca lui binecuvântare, iertându-mă și făcându-mă un om nou. Mi-a dat Duhul lui cel Sfânt ca să-mi aducă tot timpul aminte de ce a făcut El în generozitatea Lui. În același timp mă cheamă să privesc în viitor la frumusețea acelui orizont și acele perspective pe care El a construit-o și o păstrează pentru mine și în care îmi va spune într-o zi: vino binecuvântatul Tatălui meu, veniți binecuvântați Tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Cred că în rugăciunea care o vom face acum, trebuie să-i cerem lui Dumnezeu să ne umplă de Duhul lui cel Sfânt. Amin. Să ne dea multă putere, să ne ajute să nu uităm actul iertării Lui, care înseamnă Hristos crucificat. Să ne dea putere să nu uităm făgăduințele Lui și să le adunăm în mintea noastră și să le fixăm în mintea noastră și să ne ancorăm credința în ele și speranța în ele. Aceasta ancora sufletului, cum spune Pavel în Evrei, capitolul 6. Ancora sufletului, care pătrunde dincolo de perdeaua unde Iisus a intrat ca înainte mergător când a fost făcut mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Avem pentru ce să ne rugăm. Să-i mulțumim că ne-a iertat. Să-i mulțumim că ne-a dat un mod de viață așa frumos arătat aici. Să-i mulțumim că ne-a dat o perspectivă. Să-i mulțumim pentru Mântuitorul Hristos. Să-i mulțumim pentru Duhul Sfânt. Avem pentru ce să-i mulțumim. Avem pentru ce să lăudăm, avem ce să-i cerem. Haideți să ne ridicăm și să facem această rugăciune.